Mâine au loc meciurile rundei cu numărul 9 din cadrul campionatului național de handbal junioare 2 după următorul program. SC Dacia Mioveni, Chimia Râmnicu Vâlcea, LPS Viitorul Pitești, CSM Ploiești, Energia Vâlcea, Activ Plopeni. Echipa SC Dacia Mioveni are nevoie de victorie în disputa de mâine, programată de la ora 11 la sala de sport de la Leviu Rebranu. Argeșencele ocupă locul 5 în seria D, având același număr de puncte, 12, ca și echipa de pe locul 4, Activ Plopeni. Jucătoarele pregătite de Alin Oprescu au toată motivația necesară pentru a se impune în fața unui adversar valoros, chiar dacă în ultima perioadă rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor.